ca un pas următor în cariera mea, să ajung vorbitor, speaker, și iată că am ocazia. A fost o alegere conștientă și despre asta vreau să vă vorbesc, despre alegerile conștiente în viață. Sigur, e un subiect vast, o să mă concentrez pe într-o direcție precisă, ca să nu divaghez. În primul rând, alegerile în viață, acum bazat pe o experiență personală foarte tristă, legată de sora mea. Anul ăsta, luna asta, a făcut 6 luni de când a decedat, s-a sinucis în luna mai. A făcut o alegere foarte nefericită, ea fiind o persoană extrem de puternică, totuși a fost ceva în ea, o emoție, un hiatus psihologic care a condus-o la gestul ăsta. Iar cea mai importantă alegere pe care trebuie să o facem în viață, în primul rând, ce am învățat de la ea, să alegem viața. Să alegem fizic, pentru că am observat, am citit pe net și ce-am văzut și la știri. E un val de sinucideri în lumea noastră, și la noi în țară, și în alte țări. Oamenii efectiv nu mai fac față presiunii, nu mai fac față stresului. Și legat de subiectul colegii înainte, Mariana, cu frica, cedează în fața fricii. Și e mult mai ușor să cedezi și să fugi. Moartea e înspăimântătoare, dar uneori pare o alegere mai ușoară decât viața. E mai greu să trăiești și să lupți, să rămâi și să te zbați și să înfrunți fricile, obstacolele, tot ceea ce te împiedică să fie ceea ce ți-ai dorit tu. Dar, așa cum spunea, eu mi-am notat numele aici, că nu prea rețin numele, Adrian, da, cu gând. Când spunea Adrian despre gând, trebuie să ținem cont de puterea gândului, că ce creiem, la ce ne gândim, asta că aducem în viața noastră. Și atunci vom face alegerile care vin în interiorul nostru. Să nu bazate pe frică, pe ce vrea celălalt, ce vrea societatea, ce vrea soțul, soția, ce vor copiii de la noi. Și în felul ăsta uităm ce vrem noi de la noi. Ce ne face să fim noi înșine. Și să, atunci când ajungem să privim în urmă, în viața noastră, și să spunem am trăit așa cum am dorit sau am trăit așa cum și-au dorit alții. Pentru că și atunci când alegem o carieră, că a vorbit colega mea, Bianca, despre învățare, carieră și așa mai departe, de multe ori când ești la început de drum, se întâmplă să uiți ce vrei, pentru că mama, tata sau altcineva îți spune, uite, alege drumul ăsta că e mai bun decât ceea ce vrei tu, că e posibil să ai fluturi în cap, e posibil să ai nu știu ce, dar dacă ești hotărât și îți urmezi visul și îți urmezi direcția, atunci ajungi să trăiești o viață împlinită. Pentru că o viață împlinită este o viață care simți că ai făcut ceva ce a pornit din interiorul tău, ceva ce ți-a ascultat vocea ei. Pentru că de multe ori în lumea aceasta cu tehnologia, am acordat o foarte mare atenție intelectului. Și intelectul ce ne spune? Trebuie să ai succes în planul exterior, trebuie să fii o persoană așa și pe dincolo și să ai diplome, să ai recunoaștere și să ai o casă frumoasă și o familie așa standard. Și atunci, dar dacă aceste, cum să spun, îndrumări, presiuni care vin din afară ne fac să ne îndepărtăm de noi înșine. Dacă noi ne dorim să ajungem pictor, dar tata vrea să fim medic, pentru că asta este și el, și se întâmplă astfel de tragedii, pentru că vezi foarte mulți oameni care și-au ratat viața pentru că au făcut ce au vrut alții, nu ceea ce au simțit ei. Iar cele mai frumoase povești de viață sunt atunci când un om spune n-am primit pe tavă sau chiar am avut obstacole din partea celor dragi care au spus nu faci asta, dar totuși m-am urmat visul și uite, am ajuns și mi l-am împlinit. De fapt, alegerile din viață se referă la îngrijirea viselor. Visul tău este ca o plantă care îngrijește o cuți, nu o lași în seama altcuiva. Îngrijește tu planta mea, îngrijește tu viața mea. Nu, suntem răspunzători de viața noastră. Și atunci când avem o cădere, că sunt și lucruri de asta se întâmplă și lucruri de asta o cădere, că când nu mai știm încotro să luăm, ce să facem, când ne simțim devalorizați, pentru că asta atunci se întâmplă astfel de căderi, când ne simțim devalorizați.
Dar dacă noi, în interiorul nostru, învățăm să ne privim cu respect față de cine suntem cu adevărat, față de... E aici și o latură spirituală de care trebuie să ținem cont, pentru că dacă nu ținem cont de latura spirituală, cădem foarte mult într-un materialism care duce doar la nefericire. Iar latura spirituală spune așa, în interiorul tău se află o ființă divină. Și în interiorul meu se află o ființă. Și atunci când mă uit la tine și văd divinitatea din tine, și atunci când o văd divinitatea din tine, văd și divinitatea din mine, și atunci știu că pot să realizez, să trăiesc așa cum doresc să realizez ceea ce doresc. Pot să trec și peste căderi când mă simt devalorizată din diverse motive și să spun, stai un pic, că de fapt asta este ego-ul. Este personalitatea. Dincolo de ea este ceva măreț. E cea ceva care multă lume apreciez foarte mult din diverse motive filmul Avatar. Mie ce mi-a plăcut la filmul ăsta e momentul acela când se recunosc, deși fac parte din specii diferite, se recunosc, se uită cu ochii ceilalți și spun I see you, te văd, dar nu te văd ca aspect exterior, ci te văd dincolo. Dincolo de ceea ce ești ca tablou, ca pictură și văd frumusețea ta interioară. Mă identific cu tine ca și creație divină. Și atunci îmi dau seama că așa cum spun misticii orientali, suntem cu toții unul. Iar atunci când suntem cu toții unul, vedem că dispare competiția, dispare lupta asta unii cu ceilalți și, de fapt, acolo este sursa fricii. În această comedie, în această luptă cu ceilalți, că trebuie să fiu mai bun decât tine ca să trăiesc mai bine decât tine, nu e adevărat. Trebuie să fiu eu însumi și să te respect pe tine ca fiind tu însuți. Și acesta e, cred eu, calea către o viață trăită conștient. Că de asta ziceam, alegerile în viață, alegerile conștiente, astfel încât să trăim o viață conștientă. Pentru că mie mi-a plăcut foarte mult și literatura orientală și am citit câteva cărți despre mistici orientali și spunea unul din ei care a ajuns în Occident, s-a uitat pe stradă, s-a uitat la oameni și a spus bine, dar toți oamenii ăștia dor. La ce se referă? Ei mergeau pe stradă, sigur, nu dormeau fizic. Conștiința lor era adormită, ei nu se vedeau pe ei, vedeau doar că trebuie să mă duc la serviciu, să-mi plătesc facturile, să fac asta, să fac asta și uitau de interiorul lor. Uitau să se... de vocea lor interioară. În concluzie, viața noastră este mai mult decât o zbatere după posesiuni materiale, după diplome și după recunoaștere socială și astea sunt importante pentru că în felul ăsta ne construim încrederea de sine atunci când le realizăm, pentru că noi suntem niște creatori și construim realitatea zi cu zi, pas cu pas. Dar să găsim acel echilibru, echilibru acela al crucii, că este partea materială și mai este și partea spirituală. Să nu uităm nici de una, nici de alta, nici spiritual să stăm și să ne rugăm sau să medităm până ne cresc unghiile așa, cum se întâmplă în India, cu anumiți, așa zici, guru, dar nici să trăim o viață complet inconștientă și astfel că cine are o conștiință trezită că se uită la noi să zică bine, dar omul ăsta doarme. Totul, deci până la urmă, cred asta în sfatul lui Kant, măsura ajustă în toate. Vă mulțumesc foarte mult!